Bună ziua! Am și eu o curiozitate și aș vrea să știu câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de ziua în care ați aflat pentru prima dată de tabla mulțirii. O să vă rog să ridicați o mână. Da. Câți dintre voi vă aduceți aminte de omul care era în fața dumneavoastră atunci? Oho, începe să crească. Câți dintre voi prefera să nu păstrați în amintire astfel de momente? Vă mulțumesc frumos! De ce v-am adresat aceste întrebări? Pentru că astăzi aș vrea să vă prezint două momente foarte importante pentru mine din parcursul meu educațional, care au schimbat ceva. Au schimbat felul în care mă raportez eu la lume și felul în care mă descoper eu în fiecare zi pe mine. Și una dintre aceste două momente se leagă, surprinzător sau nu, de ziua în care am învățat pentru prima dată tabla mulțirii. Și aș vrea să vă prezint și vouă puțin din ce a reușit doamna învățătoare să facă cu noi, cum a reușit ea să transforme o experiență care trebuia să ne stimuleze doar la nivel intelectual într-o experiență plurisenzorială. Așa. Bun, mai puțin, o să încerc să ridic ca să vedeți cu toții. Bun. Povestea tablei mulțirii începe așa. În tabla mulțirii avem mai multe șiruri. Șirul lui 1, al lui 2, al lui 3 și așa mai departe. Aceste șiruri sunt, de fapt, ceea ce, probabil cu ceea ce sunteți dumneavoastră familiar, ca fiind tabla mulțirii cu 1, cu 2, cu 3 și așa mai departe. Doamna învățătoare ne-a adus o poveste, astfel încât să ne introducă în această experiență. Și povestea spunea așa, că conducătorul fiecărui șir, respectiv cifra care denumește șirul, este cel care stabilește regula, după care, folosind o tablă de genul ăsta, putem să vedem exact cum se formează tabla mulțirii. Și aș vrea să vă arăt și dumneavoastră. Și o să luăm exemplu, primul exemplu, cu șirul lui 1. Și 1 spune că regula lui este ca în plimbarea asta pe această tablă să treci și să vizitezi fiecare cifră în parte. Și vom face așa. Unor 1 e 1, ori 2 e 2, unor 3 e 3, 4 și tot așa. Și uite cum, din experiența care aparent părea să fie o provocare pur intelectuală, doamna învățătoare a reușit să creeze, să contureze o imagine vizuală cu care să ne capteze atenția. În felul acesta, foarte simplu, o tablă și niște panglici colorate. A crescut, bineînțeles, în noi ceva și așteptam să vedem, bun, ce se întâmplă acum cu șirul lui 2. Și o să vă arăt și ce se întâmplă cu șirul lui 2. 2 zice, nu ne mai oprim la fiecare cifră, nu avem timp, trebuie să sărim, să mergem mai repede. Fiecare pas însemna două cifre și atunci aveam 1 ori 2 e 2, 2 ori 2 e 4, 4, 2 ori 3 e 6, 8, 10, lucrurile merg mai departe și, surprinzător, forma se repetă. 12, 14, 15, 18, aici că am făcut o greșeală, totuși nouele n-avea ce să caute acolo, și 20. Și brusc nu mai era numai un contur, era un tablou. Era un tablou care ne stimula pe noi, pe care ni-l cream fiecare cu mâinile noastre în față și descopeream astfel tabla mulțirii, care nu mai trebuia învățată prostește pe de rost, ci trebuia simțită cu mâinile, trebuia văzută și auzită în timp ce o repetam, un ori doi, doi ori doi. Pe lângă faptul că în acest fel am reușit să ne implicăm mult mai complex în această experiență, a mai intervenit ceva. Ceva foarte important, cred eu. A intervenit emoția. Emoția cu privire la surpriza pe care ne aștepta. Ce o să se întâmple acum cu șirul lui 3? Eram foarte curioasă și eu și trebuie să recunosc că șirul lui 3 a fost șirul meu preferat, care a făcut ca această experiență să îmi rămână în minte până acum. Și o să vă arăt ce se întâmplă și cu șirul lui 3, după care o să merg mai departe ca să nu împletesc panglici toată ziua. Și avem 3 ori 1 ori 3, ori 2 e 6,
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 și 30. Asta a fost imaginea care mi-a rămas mie în minte și la care mă gândesc de fiecare dată când mă gândesc la felul în care am învățat eu tabla mulțirii. Și în felul acesta a reușit doamna învățătoare să transforme această experiență pur matematică într-o activitate pe care noi, în care noi ne-am implicat activ, emoțional și intelectual. De ce am vrut să vă povestesc despre această experiență și mai mult să vă o chiar arăt, este pentru că astfel de experiențe pe care am avut norocul ca elev în școala Waldorf să le trăiesc, m-au învățat despre multe lucruri despre mine. Și anume că eu, ca să mă pot bucura și să pot extrage substanța dintr-o experiență, trebuie să trăiesc cu totul. Trebuie să văd, să aud, să pun mâna și să simt în mine acea emoție care să mă facă curioasă. Și pentru că după ce am terminat școala și am mers la facultate 4 ani de zile, nu am reușit să găsesc cadru pentru astfel de experiențe, a trebuit să găsesc eu altceva. Și trebuia să caut un context în care eu să pot să învăț fiind activă. Pentru că ăsta era felul meu de a învăța. Asta este ceea ce îmi dădusem seama, că eu trebuie să mă implic cu totul. Cu mâini, picioare și cu tot ceea ce ținea de mine. Și singura formă în care am reușit să fac acest lucru a fost devenind voluntar. Și din nou, pentru că și asta cu voluntariatul era doar în anumite momente ale zilei, m-am hotărât să o fac de adevăratele și să mă fac voluntar într-o altă țară ca să fiu sigură că experiența este 24 din 24, 7 zile pe săptămână. Așa că, în 4 ianuarie 2011, după 4 aeroporturi, 3 avioane, o conexiune ratată și o noapte petrecută într-un hotel de aeroport, am ajuns în capătul lumii. Așa mi se părea mie atunci. Și am trăit acolo o experiență care consider și acum că a fost cea mai importantă experiență educațională din viața mea. O experiență extrem de diferită. Porneam din Cluj și asta este ce văd eu în fiecare zi pe geam când mă uit afară. Sensul giratoriu, zoom 10 aglomerație. Bineînțeles, nu pentru voi în București, probabil pare o atmosferă calmă. Pentru mine la Cluj era zoom 10 și înghesuială. Și față de ce urma să găsesc în Finlanda, era într-adevăr zoom 10 înghesuială, pentru că am ajuns. Asta era ce se vedea de pe geamul meu, din căminul în care stăteam. Părea un capăt de lume scufundat în zăpadă. Un capăt de lume în care timp de 6 luni am trăit pe propria piele, la modul cel mai fizic și dureros uneori, la minus 34 de grade, toată experiența asta. Și am descoperit, simțind și trăind, ce înseamnă soarele în viața mea. Ce rol are lumina soarelui pentru mine? Nu m-am gândit niciodată la asta. Nu înțelegeam ce-i cu depresiile finlandeze și mi se părea că e o glumă. Eu, optimistul convins, nu putea să înțeleagă că dacă 3 săptămâni la rând nu vezi mai mult de 5 minute de soare, poți ajungi să te întrebi ce cauți pe lumea asta. Am descoperit lumea în care soarele răsărea și apunea unde vroia el. N-avea nicio legătură cu estul și cu vestul, așa cum eram eu învățată. În fiecare zi se învârtea în jurul meu și mi se părea că devine totul din ce în ce mai confuzant. Lume în care lumina și întunericul nu se legau de zi și de noapte, ci se legau de vară și iarnă. Lumea în care mormanele de zăpadă făceau ca formele orașului, respectiv satului de 2000 de oameni în care am locuit eu, să nu se mai vadă. În care acest munți de zăpadă depăceau înălțimile decente sau normale, care mi se păreau mie, și păreau efectiv că acoperă natura. Lumea în care frigul pe care îl trăiești îți trezește acel instinct de conservare care îți zice ferește-te, du-te înapoi și salvează-te că o să îngheți. Frigul care, ca să poți să-ți desfășori activitatea normal, asta a fost una dintre lucrurile care mi se păreau cel mai distractive, era, trebuia să-ți bagi mașina în priză ca să poți să o pornești a doua zi dimineață. Toate lucrurile astea
Nu știu dacă aș fi putut să citesc despre ele, dar cu siguranță au avut alt impact atunci când le-am trăit. Și în, ca urmare a acestor experiențe trăite cu totul de mine, am învățat niște lucruri foarte importante. Și anume, în primul rând, că noi suntem responsabili să identificăm care sunt momentele din viața noastră care au un impact major asupra noastră și mai mult decât atât, care sunt factorii care determină ca aceste experiențe să fie de impact. În cazul meu, trăitul ăsta cu toate simțurile. Și odată ce descoperim aceste puncte, ține de noi și este responsabilitatea noastră să ne căutăm cât mai multe astfel de cadre în care să trăim aceste experiențe și în felul acesta să ne asumăm și să ne luăm în propriile mâini responsabilitatea procesului de dezvoltare continuă. Pentru că, așa cum spune un proverb pe care mi-a fost foarte greu să îl traduc, educația nu se primește, ci ea se construiește. Spor la treabă! Vă mulțumesc frumos!